acum ne-am trezit cu o chestiune discreționară și în fapt la final când am tras linie practic raportul de desemnare n-a mai fost 21-16 acel raport clamat de către PNL că au câștigat alegerile și lucrul ăsta e de înțeles, ce a fost un 80% spre 20% la PSD și lucrul ăsta nu poate fi acceptat. Nu înțelegem, de fapt, mesajul pe care domnul președinte mm. Flutur îl clamează public atunci când face apel la funcționare, la, la respect, la normalitate. Și vreau să-i spun că am înțeles perfect ce s-a întâmplat în data de 5 iunie, dar la fel de, de perfect trebuie să înțeleagă și el că administrație publică în Constituție de este, de fapt, un parlament local, regional, la care dezbatere trebuie să aibă loc, și ieri am fost puțin surprins de faptul că de multe ori s-a încercat blocarea dialogului, de multe ori ni s-a oprit practic microfonul, de multe ori au fost replici tăioase care nu aveau loc ce să caute în, într-o ședință de Consiliu. Sunt profund dezamăgit de faptul că inclusiv voturile au fost furate ieri în Consiliul Țean. E prima oară când, când acest lucru se dovedește la un vot secret, deci cu buletine. Dacă nici nu suntem în stare să numărăm câteva voturi corect, atunci mă întreb dacă voturile care au fost până acum exprimate de la alegerea președintelui până acum au fost voturi corecte. Întotdeauna am spus că dacă vom avea și sunt mărturii pe internet, le putem găsi în presa vremei, dacă vreodată instanța va spune și încurajăm lucrul ăsta, pentru că dreptul la, la apărare sau la, la chestiuni de acest fel e liber, înțeles, Vom avea soluția juridică dată de instanță, sigur că vom duce la în întâlnire ceea ce va spune instanța. M-am bucurat, vă spun că lucrurile acum s-au depășit, dar m-am bucurat când am văzut în această primăvară decizia Curții de Apel Cluj. Chiar dacă n-am spus-o public, acel lucru cred că putea fi lămuritor pentru noi. Cred că decizia de la Cluj a spus foarte clar că amplasamentul stabilit în 2009 de către Constituția în Suceava a fost neconform și nu s-a respectat procedura de consultare publică și sper din tot sufletul ca acea groapă într-un fel sau într-altul să nu fie vreodată deschisă.